Ioana Ignat, ai bună dimineața! Bună dimineața! Uai, ce voce! Pentru tine a fost... Sebastian. Da, să știi că e fanul vocii tale, Sebi, mereu zice. Mă bucur mult, chiar apreciez. Dimineața Blană cu Ramona și Coțofan. În ce ești îmbrăcată, Ioana? Sunt îmbrăcată într-o rolă. Nu. Ok. No. Deci așa, de la capăt, da? Bine, bună. În ce ești îmbrăcată, Ioana? Sunt îmbrăcată cu o rochie neagră. Cu jumătate de sacou galben pe partea dreaptă. Știu că asta poate că sună destul de rău, dar arată negre. Foarte bine. Dresuri negre? Da. Arată tot jumătate bine. Sau întregi? Pune piciorul. Întregi. Întregi? Ia să vedem dresul. Aleu, ce-mi și plac femeile cu dresuri. O pereche de bocanci, evident. Dar acela este un tutu. Un ce? Un tutu. Rochița din acea de balerină. Adică... Fustița de balerină, da. Da, nu neapărat. E ceva mai special așa. Mai avantgardist. Nu, tu ești ceva mai special, Ioana. Este lungă, pentru că eu sunt decentă de felul meu. Acum ca să încheiem cu... Să știi că lui Coțofan îi place să audă că este lungă. Da, ca să nu ne îndepărtăm așa, știi? Suntem în post, totuși. Apropo, da, suntem în postul Pro FM, așa se numește acest postul post de radio. Așa se numește acest post de radio. Ai zis despre umărul gol? Nu. Are un umăr gol, să știți. Un umăr pe care mi-aș dori să plâng. Aoleu, Coțofană. Pe vremea aceasta. Ramona și Coțofană, mai cool decât un spinner și o chendamă. Ascultă Dimineața Blană.